Uite, știți ce îi lipsește PSD-ului? Pe onoarea, știm cu toții, dar în afară de asta, o organizație de tip smurd. Da, domne, au organizații de tineri, de bătrâni, de femei, pentru diaspora, pentru toate chestiile. Ar trebui și un smurd să intervină în cazuri cum e ăsta de acum cu Olguța. Doamna Olguța, gata, doamnă, liniștiți-vă cu legea asta, nu mă interesează pe nimeni, vă garantez. Ne-am bucurat atunci când am văzut cifrele alea, babane, dar ne-a trecut. Știam oricum că nu ne dați nimic. I-am chemat și pe specialiștii astăzi să ne uităm cu mai mare atenție. Mai am și câțiva lideri de sindicate care vor să discute cu mine astăzi și probabil mâine. Pe unii dintre ei i-am găsit chiar în fața ministerului protestând, după care le-am explicat cum este cu vechimea, au înțeles în sfârșit, dar au mai vrut o discuție cu mine. Bă, ce vorbești? I-a găsit Olguța în fața ministerului, da? Își puseseră oamenii căciulile pe jos, poate le pică și lor ceva. Doamna Lia, nu i-ați întrebat dacă știu să cânte la vreun instrument, să bată step? Păi ce, bă, așa, bam, pe mocangeală, mâna întinsă care nu spune o poveste? Doamnă, vă rog eu, chiar nu trebuie să mergeți până la capăt cu măririle astea. Ne-am distrat săptămânile trecute, a fost frumos, acum haideți să ne trezim și să mergem la locurile noastre de muncă. Nu de alta, dar după aia încep unii să creadă că vor avea bani. Și nu-i frumos, au și ei familii, copii, nu. Citiți programul de guvernare, veți găsi acolo absolut totul. Este ca o Biblie pentru noi. Exact ce scrie acolo, exact asta vom aplica, nimic mai mult. Ce să zic, cred că v-ați luptat prea mult cu mielul de Paște, doamna Olguța, și v-a dovedit. Haideți să lăsăm Biblia cu Biblia și să rămână programul de guvernare cu programul de guvernare. Și nu ne mai trimiteți atâta la programul de guvernare, că nebunesc. De parcă noi seara doar asta facem. Hai, nevastă, hai să ne băgăm în pat și să citim programul de guvernare al PSD-ului. Ne spunem rugăciunea, ne închinăm la program și după aia la somn, da, că a zis domnul Dragnea că suntem în post. Programul de guvernare e ca Biblia. Bată-vă să vă bată. Acum am prins. Adică ne promiteți o viață mai bună, dar pe lumea aia e la altă. Cam târziu, dar m-am prins. E și sfânt programul ăsta de guvernare, da, în sensul că lucrurile de acolo se vor pune în practică la sfântul așteaptă.